Compania slovacă Klein Vision lucrează de 30 de ani la dezvoltarea unei mașini care să poată zbura și, ce crezi, visul a devenit realitate odată cu succesul primelor teste de zbor. Aircar poate să străbată și cerul, dar și pământul, se transformă în numai 2 minute. Mașina este făcută din materiale compozite care să-i reducă greutatea și are și o parașută în cazul în care apar probleme în zbor. Mașina va putea zbura până la o altitudine de 300 de metri cu o viteză de 200 de km pe oră. Cui se adresează Aircar, îți spune CEO-ul Klein Vision, Stefan Klein. You would like offer for these people who like adventure, who like passion from flying and who like speed, because big parameter of flying car is you have a limitation. Prototipul mașinii a fost prezentat anul trecut la expoziția de la Shanghai. Testul de zbor s-a desfășurat pe un aeroport din Slovacia.